știți că v-am arătat acea trecere de cale ferată de la Cilibia, unde pe banii europeni făcuseră o bătaie de joc. Iată, avem și aici o cale ferată la Balotești, unde s-a făcut renovare, probabil din bani naționali, dar tot o bătaie de joc. În ce sens? Calea ferată, așa cum ați văzut în imagini, nu mai este deschisă circulației trenurilor. Probabil că, nu știu, se va redeschide într-o zi când vor constata că au nevoie de ea. Din mileniu 4, 5, nici nu contează. Dar până atunci, bătaia de joc, odată prin faptul că s-a modernizat, s-au cheltuit, ați văzut cât, ce bine arată toată trecerea asta la nivel, refăcută. S-au cheltuit banii aiurea într-o cale ferată care nu mai este folosită, dar bătaia de joc continuă zilnic la adresa șoferilor, care sunt puși să oprească la stop, la o cale ferată, unde nu mai circulă niciodată niciun tren, cel puțin nu în prezent. Oare era atât de complicat pentru autoritățile care gestionează drumul acesta județean, din câte știu, să scoată indicatorul stop și cel de trecere la nivel cu calea ferată, până când, nu știu, vor da drumul din nou la transportul feroviar? De ce această bătaie de joc? Oamenii ăștia apoi vin și ne spun cum or să cheltuie ei zeci de miliarde, sute de miliarde din PNRR, miliarde de euro europeni, și vor face țara asta să învârtă după soare, când ei nu sunt în stare să gestioneze niște lucruri simple, cum ar fi niște biete amărâte treceri la nivel cu calea ferată și un amărât de drum județean care se intersectează cu niște căi ferate. Vă dați seama în ce țară trăim? În ce altă țară s-ar mai fi întâmplat așa ceva? Mă refer la țările civilizate, țările cum ar fi, nu știu, cele din vestul Europei, cele din continentul american, dar cred că și țările cu care noi am fost colegi în lagărul comunist. Puneți-ne în comentarii dacă ați mai văzut așa ceva, nu știu, în Bulgaria, în Ungaria, în Slovacia, ceva în halul ăsta. Adică, doamne, nu treci niciun tren, dar vă pune să opriți la calea ferată, eventual mai pune la pândă, probabil că stau aici în unele zile, și niște polițiști care să le ia permisele și să-i umple de amenzi pe șoferii care au îndrăznit să nu oprească la o cale ferată care nu mai există.